Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Suntem în această seară alături de domnul Adelin Ungureanu, lector universitar doctor la Universitatea Petroșani, căruia mai întâi îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și după ceva timp revenim cu drag în studiourile în sat TV. Da, mulțumim că ați revenit. V-am invitat astă seară pentru o discuție despre cărți, despre educație, este și tematica emisiunii noastre și în același timp despre tot ce înseamnă cultură sau ce nu mai înseamnă cultură la acest moment pentru tânăra generație. Ne confruntăm cu asta, de fapt, cumva ați trecut în cariera dumneavoastră de la învățământul gimnazial la cel liceal și, bineînțeles, acum sunteți în cel universitar. Sau, de fapt, dacă ca să luăm cronologic, ați fost în universitar, ați coborât și apoi ați urcat din nou la nivelul universitar. Dacă ar fi să începem discuția noastră chiar de la învățământ, cum priviți situația învățământului preuniversitar mai întâi la acest moment? Înainte de învățământ ați adus în discuție cultura și interesul tinerilor și în general al oamenilor pentru acest domeniu foarte frumos și care este un suflet al societății până la urmă. Preocuparea este scăzută nu doar la oamenii de rând în privința culturii, ci și la nivel guvernamental și poate nu doar în România, pentru că dacă privim scriptic bugetele pentru cultură, an de an, acestea se găsesc la coada clasamentului sau poate chiar ultimele pe sume alocate efectiv. Vă contrazic puțin, cred că cercetarea e ultimul loc da. Care se leagă de domeniile acestea. Am înțeles, de domeniul educației și al culturii. În ceea ce privește educația, avem acest domeniu vast, întru totul, în vast, pentru că aici sunt implicate cam toate categoriile de persoane. Este vorba nu doar de elevi, ci și de părinți, ci de profesori, administrație și așa mai departe. Ați ridicat în discuție învățământul preuniversitar. Acesta este cel ce creează fundamentul învățământului superior, pentru că orice am vrea să spunem sau n-am vrea să spunem, învățământul superior preia studenții de la un nivel de pregătire cu care aceștia sunt deja dotați, pe care l-au atins odată cu absolvirea studiilor din învățământul preuniversitar, mai exact cu absolvirea bacalaureatului și aici voiam să ajung fiind în discuție pe întrebarea dumneavoastră învățământ preuniversitar. Au fost unele propuneri pentru modificarea modalităților de examinare la examenul de maturitate. Nu mă pronunț dacă sunt sau nu utile, doar că atunci când vrem să facem modificări în acest sens, când avem un spirit novator pentru a introduce noi metode sau mecanisme de evaluare, acestea trebuie pregătite din timp. Sincer să fiu, în anii de liceu știam disciplinele la care urmează să țin bacalaureatul de prin clasa a 9-a. Așa că doar 6, 8 sau 10 luni înainte poate e mai puțin de pregătit pentru a le da liceenilor, viitorilor absolvenți, posibilitatea să se pregătească. În schimb, învățământul preuniversitar reunește un număr mare de resurse umane, reunește atâtea investiții făcute în spațiile în care se desfășoară acesta și nu numai atât, pentru că mijlocul de transport, dacă îl luăm în calcul, vedem la ora actuală că avem o tendință oarecum stopată în ultimii ani, dar generalizată în urmă cu un deceniu, de a se reduce activitatea instituțiilor școlare cu un număr mic de copii, de elevi și transportarea acestora către școli mai mari pe distanțe evident mai lungi, de kilometri sau poate chiar zeci de kilometri. Sunt avantaje, dar sunt și dezavantaje. Sunt avantaje economice, evident. Nu ții o școală cu câțiva copii, dar pentru acei copii o navetă zilnică de o oră către școală și o oră înapoi, poate chiar mai mult, cu așteptare prin stații după microbuz, înseamnă un efort pe care alți colegi de-ai lor nu-l resimt, ori îl resimt într-o mai mică măsură. Sigur, niciodată nu vom putea să găsim un echilibru perfect între componenta
economică și cea socială. Putem vorbi la capitolul egalitate de șanse, că nu prea există aici. Ați dat un exemplu, dar sunt multe altele. Da, așa este. Totuși, uneori rezultatele sunt surprinzătoare. Printre copiii aceștia care răzbat peste dealuri, mai pierd și microbuzul, mai vin pe jos, printre ei se găsesc și aceia care peste ani reușesc în viață sau au rezultate deosebite. Da, sau cel puțin era valabil acest lucru, era valabil această situație, dar să ne gândim și la o statistică absolut îngrijorătoare, ceva sub 10% dintre tinerii de la sat ajung să termine o facultate în prezent, ceea ce este foarte grav și arată că posibilitățile economice ale tinerilor din rural sunt din ce mai reduse, ale familiilor din mediul rural. Fiindcă ați adus în discuție acest aspect, o să subliniez și eu o chestiune relativ nouă în privința admiterii în învățământul superior. Universitățile din România au avut în anul 2019, în cadrul admiterii din vara și toamna acestui an, locuri speciale dedicate absolvenților de licee din mediul rural. Deci pe acele locuri finanțate, locuri fără taxă, ca să fiu mai clar înțeles, se puteau înscrie și concurau doar absolvenți din liceele din mediul rural. Probabil că și acest aspect al numărului redus de absolvenți de studii superioare din mediul rural a fost luat în calcul atunci când au gândit o astfel de strategie și care sper să continue să aibă rezultate. Strategia poate a fost corectă, dar dacă luăm liceele din mediul rural din Gorj, o să ajungem cu două, trei excepții și mă gândesc aici la Baia de Fier, Peștișani, poate chiar Tismana. Dacă ne gândim spre sudul județului, o să aflăm că a luat unul după două sesiuni sau n-au luat niciun elev de la liceul respectiv, n-a luat bacalaureatul. Așa că totuși sunt puțini, mă refer, cei care pot beneficia. Cred că efortul ar trebui coborât chiar mai jos, la ciclurile inferioare, să facem ceva ca să crească calitatea acestui învățământ, sau, tot vorbeam de transportul elevilor, poate că liceele respective din mediul rural nu și-au, adică să luăm absolvenți din rural care au terminat, să zicem, un liceu bun, să le dăm o șansă și nu dacă au terminat liceul la Cucuieții din Deal. Deci, da, cred că putem umbla la acea strategie să schimbăm puțin condițiile. Da. Este și asta o variantă, dar și liceele din mediul rural, unele dintre ele au tradiție, au avut rezultate de-a lungul timpului. Dacă acum nu mai au, înseamnă că avem niște probleme apărute între timp, trebuie căutate cauzele și identificate soluții. Eu aș, mai ales că sunteți universitar de mai mulți ani, ar fi o întrebare. Cum facem sau care ar fi explicația că, deși zicem că învățăm mai mult, facem efortul în această direcție și avem această explozie informatică de toate nivelurile, constatăm prin aceste examene naționale, că e evaluare națională, că e bacalaureat, că sunt testele PISA, că se învață mult mai puțin. Rezultatele sunt din ce în ce mai slabe. Da, este un paradox. Atâta vreme cât informația este mult mai accesibilă decât în urmă cu 10 de ani, interesul asimilării acesteia a scăzut. Acum, stăteam nu de mult timp și mă gândeam că eram în clasa a treia sau a patra și cineva din școală fusese plecat în străinătate, o profesoară, se întoarce și ne spune că a văzut acolo ceea ce nu își putea imagina, deși era vorba de o țară mult mai dezvoltată decât România, mai civilizată, dacă vreți să adaptăm terminologia, dar copiii nu știau să facă operațiuni simple, pe care noi în clasa a treia, a patra n-aveam nicio problemă de înmulțire sau de împărțire, și pentru aceștia toți, dar absolut toți din clasă, scoteau calculatorul pe bancă și făceau operațiunile respective. Evident că reacția unui copil de 9 ani este aceea, că noi știm mult mai multe decât ei. În schimb, nivelul de trai și dezvoltarea economică a acelor țări depășea pe cea a României. N-aș putea să spun sau n-aș putea să înțeleg foarte bine acest paradox. Vedeți, activitățile de cercetare științifică au fost făcute zeci de ani cu creionul, cu pixul, pe fișe de cercetare, zile și nopți, la rând, scoatere de idei, însemnări, reveniri și așa mai departe. În prezent, o fișă de cercetare
o fișe de lectură, o poți face în format electronic, poți să adaugi și să scoți foarte ușor din ea, poți să extrazi informația, apoi ai acces la informație prin bazele de date. Cu toate acestea, tentațiile vieții sunt altele, mai puțin acestea de a culege informație și de a le acumula. Dar poate că și aici este un aspect care aduce o anume explicație sau un argument în favoarea ceea ce toată lumea constată. Atunci când știi că poți ușor să ajungi la informație, practic suntem la un link de părtare de foarte multe date, nu îți mai încarci mintea cu acele informații, pentru că oricum vei avea acces la ele aproape de oriunde și oricând. Asta mă gândesc că ar putea fi una din explicații. Sau leitmotivul generației, știi și la ce ți ajută că știi. Nu sunt întru totul de acord cu el, însă sunt argumente pro și contra și în acest sens. De fapt, de ce vă provocasem la această, să spunem așa, discuție? Pentru că, cred eu, pe undeva problema principală a întregii generații sau a tuturor generațiilor de după 1989, și cu cât ne depărtăm de momentul 89, se pare că problema crește, este chiar problema cărților, problema lecturii. Pasiunea pentru cărți de care vorbeam în titlul acestei emisiuni nu prea mai există. Tânăra generație, cu cât spuneam generațiile sunt mai noi, mai mici, au o aversiune de a citi, o aversiune de a merge spre cuvântul tipărit, neapărat, ci în format electronic. Se informează tot mai greu, sunt tot mai superficiali și de aici și rezultatele. Este pasiunea pentru telefoane, pasiunea pentru mașini. Dar pentru aplicații, nu pentru... Că și telefoanele pot fi folosite și să citești ceva. Nu sunt folosite pentru informație culturală, nu sunt folosite pentru informații din domeniul cercetării științifice. Acestea sunt folosite pentru activități de destindere, rețele socializare și alte tipuri de dispute online. Este adevărat. Acum, se poate invoca și diferența dintre generații. Și generațiile anilor 80 au avut anumite neînțelegeri cu cei de dinaintea lor. Aveau o anumită deschidere cei din anii 80 și către muzică și către anumite tipuri de spectacole pe care părinții sau bunicii lor nu le întâlniseră, nu avuseseră parte de ele. Deci expresii de genul că cei tineri nu fac ce trebuie se auzeau și acum 30 de ani, se aud și în prezent și probabil că și tinerii din ziua de astăzi le vor spune generațiilor viitoare că nu fac chiar ceea ce ar trebui. Dar revenind la, așa cum dumneavoastră ați intitulat emisiunea, pasiunea pentru cărți, e adevărat că interesul pentru lectură a scăzut mult, foarte mult, trendul este același. Cu toate astea însă, accesul la cărți este facil, bibliotecile sunt în funcțiune, sunt bine dotate, librăriile de asemenea și târgurile de antichități sau, mă rog, anticariatele de unde se poate procura carte utilizată, dar care poate fi folosită în bune condiții. Deviez un pic de la subiect, dar de puțin timp un târgujean mi-a spus că e foarte interesant să caute pe la anticariați lucrările lui Alexandru Ștefulescu din urmă cu 100 de ani, 100 și ceva de ani despre Gorj și că nu le-a găsit în zona aceasta în care era interesat. Deci avem și interes pentru carte și niciodată nu va dispărea din preocupările omenirii accesul la cultură, accesul la învățătură, accesul la cuvântul tipărit. Acum, nu, citeam de curând într-o revistă culturală despre faptul că în București au dispărut anticariate vechi, anticariate care funcționau, erau afaceri de familie și care supraviețuiau chiar din perioada interbelică, au traversat regimul comunist cu o anumită ostilitate, să spunem așa, din partea regimului și cu toate astea acum se închid pentru că nu mai sunt rentabile. Se deschid cârciumi, baruri și alte lucruri pentru că
să spunem așa, curiozitatea, dorința de a avea o ediție bibliofilă, de a avea în orice fel cărți foarte valoroase. De fapt, o să ne dezvăluiți puțin mai târziu și despre ce ne-ați adus aici. Nu mai există sau există destul de puțin și, să spunem așa, resursele financiare de a investi în aceste lucruri sunt destul de reduse. De acord, dar trebuie să previn și partea bună, partea pozitivă. Atunci când a fost inventat tiparul, a dispărut o profesie, aceea de copist. Încet, încet, cei care copiau cărți și scriau automat multiplicându-le alte exemplare și-au pierdut ocupația pentru că nu mai era rentabilă munca lor. Transcrierea de mână a unei cărți ar fi durat câteva săptămâni sau luni, tiparnița rezolva asta în câteva ore. Dar numărul tipografilor a fost mult mai mare decât al acestor copiști. Acum asistăm la trecerea în acest mediu online. Sigur, numărul celor care tipăresc cărți este unul relativ mare, dar al celor care sunt implicați în industria de prelucrare a bazelor de date în IT este mult, mult mai mare și acolo se lucrează cu informație. Nu trebuie să privim nici cu suflet întru totul și nici într-un raționament de acesta indus la extrem. Va fi găsit un echilibru, probabil că în viitor și poate nu pe timpul vieții noastre, absolut toate cărțile vor fi digitalizate, accesul va putea fi făcut prin terminale tip calculator, telefon, iar cărțile vor putea fi un motiv de destindere așezate poate în acele camere bune despre care vorbește românul, în alte locuri de agrement și așa mai departe. Vom vedea atât cât vom vedea pe parcursul vieții noastre, iar pe viitor generații următoare cu siguranță nu se vor putea lipsi de informație, de informație acumulată în timp, pentru că de fapt scrisul este cel care a revoluționat omenirea în momentul în care o generație a putut să transmită ideile către o alta și aceasta le-a putut perfecționa, a început efectiv evoluția. Progresul, da. Da. Problema se pune și altfel. Vom avea și avem deja muzee care din toată lumea care pot fi accesate, pot fi vizitate pe internet. Sau arhive. Document, cum spuneam mai devreme, la un click distanță. Cu toate acestea, gradul de interes că față de ele este destul de redus și aici e problema din partea celor mai tineri, celor care încă sunt la vârstă creativă, să zicem așa, practic generațiile 30-50 de ani sunt deja formate cumva din punct de vedere structural, deci s-au format într-un o anumită vreme, au o anumită preocupare. Problema e ce vine, să zicem, diferență 10-30 de ani începe să fie o problemă în România din această privință și semnele nu sunt dintre cele mai bune. Asta nu înseamnă că lucrurile nu pot fi corectate sau se poate cât de cât încerca o anumită corectare. Dar cum să o facem? Cum să întoarcem acest, să reînnodăm cumva pasiunea pentru cărți, pasiunea pentru lectură? Nu știu. Știu dacă este cazul să reînnodăm în acest spirit tradiționalist, fiindcă vă dau următorul exemplu. În urmă cu 2 ani de zile, Finlanda ridica problema trecerii la o nouă disciplină școlară, și anume tehnoredactarea, care să înlocuiască disciplina caligrafie. Scrisul acela frumos și citeți. Nu știu până la urmă cum au finalizat această idee, dar vedeți, atâta timp cât lumea este în schimbare, când lumea este în evoluție, trebuie să îmbinăm conservatorismul cu ceea ce este, cu ceea ce este nou. Chiar dacă cei de 10 ani vor învăța mai repede să citească pe telefon sau pe calculator decât pe o carte, peste ani și ani vor descoperi și aceste cărți care sunt păstrate, care sunt depozitate undeva în casă sau în casele altor apropiați și le vor răsfoi, ba chiar vor fi foarte interesați să descopere ceva ceea ce generația dinainte făceau din primii ani de viață. Acum, informația circulă în câteva clipe de la un capăt al altul al lumii, mă rog, pământul e rotund dintr-o parte în alta a lumii, ceea ce nu e un lucru rău. Bun, tocmai de asta să încercăm
înainte de a vorbi despre aceste cărți, care câteva din biblioteca personală, eu zic că exemplare foarte valoroase, ce vă îndeamnă să mergeți într-un anticariat? Ce căutați într-un anticariat și ce găsiți? În primul rând, când mergi într-un anticariat, ai ocazia să găsești fie ceva ceea ce cândva ți-a trecut prin mână, mă refer la o carte sau chiar la o revistă, ori un ziar, pe care nu le-ai oprit, dar îți amintești de ele, sau dimpotrivă să găsești ceva și mai vechi, chiar anterior datei nașterii tale, lucrări despre care poate nici n-ai auzit sau doar autor de care ai auzit, dar nu le cunoșteai toate lucrările, și a intra în posesia acestora. Este rezultatul intrării într-un magazin de acest fel sau, mai nou, pentru că tot am vorbit de acest sistem online, al căutării pe internet al unor astfel de materiale. Și, din fericire, comerțul cu ele oferă posibilitatea achiziționării, așa cum am procedat și eu, a unor astfel de materiale de cărți mai vechi, unele mai vechi de un veac și așa mai departe, de pe teritoriul întregii țări. Nu de foarte mult timp, pe o comandă online, am achiziționat tocmai de la Rădăuți, din nordul Moldovei, o lucrare despre Gorj. Am fost foarte încântat să o găsesc și m-am întrebat cum o fi ajuns acolo. M-am întrebat eu, nu am întrebat mai departe, evident, dar m-am bucurat că am găsit-o și am adus-o acasă. Da, deci iată o bucurie a unui care știe ce să caute până la urmă, dar problema este în momentul când mai mergem în anticariate, care mai mergem și găsim lucrurile acestea valoroase, că până la urmă așa cum e și merge, e praf pe ele, de multe ori sunt vechi, uneori greu lizibile, pentru că timpul și-a lăsat amprenta, și cu toate astea este bucuria de a descoperi ceva. Una dintre cărți tipărită în 1935, după ce am achiziționat-o, am descoperit cu surprindere, în primul rând, faptul că avea paginile lipite în partea de sus. Nu fusese practic niciodată răsfoită, niciodată citită. Le-am tăiat cu atenție, cu foarfeca, le-am despicat așa încât ea să poată fi citită în condiții normale, dar am realizat că aveam în mână o carte veche de zeci de ani și nimeni nu o citise încă, nimeni nu o răsfoise. Era clar, pentru că altfel nu se explica faptul că toate paginile erau legate, erau prinse în partea de sus. V-am rugat, apropo de pasiunea pentru cărți, să veniți în această emisiune cu câteva din exemplarele vechi și găsite de dumneavoastră prin diverse anticariate sau luate de pe la prieteni, cum ați intrat în poziția lor, și să ni le prezentați și nouă. Cu mare plăcere, să sperăm că nu stricăm microfonul. Da. Avem aici un calendar emis de Societatea Națională de Cruce Roșie a României. Crucea Roșie, din câte știu eu, a fost înființată în anul 1922 sau oricum după Primul Război Mondial. În fine, are o vechime de 79 de ani. Anul viitor, în 2019, va împlini 80 de ani, din 1939. Acum nu știu dacă este cazul să-l... Da, încercăm așa. Iată, de dimensiuni foarte reduse, dar cu toate acestea... Foarte bine conservat. Pe lângă îndemnurile privind sănătatea oamenilor, putem să scoatem în vedere că un astfel de calendar atunci avea scoase în evidență atât sărbătorile bisericești, cât și sărbătorile naționale. Uite, sărbători naționale în anul 1939, dacă doriți să le spun. 24 ianuarie, Unirea Românilor. Se sărbătorește și în prezent. 10 mai, ziua, proclamarea regatului. Da. Aveam și proclamarea independenței. Astăzi o sărbătorim pe 9 mai. Da. 18 mai, ziua eroilor. Probabil în anul respectiv, că ziua eroilor diferă și acum în funcție de Paște și înălțare. Da. 8 iunie, aniversarea urcării pe tron a Maestății Sale regelui Carol al II-lea. Da, nu se mai sărbătorește. 6 august, aniversarea luptelor și biruinței de la Mărășești.
S-a sărbătorit în acest an, să spunem așa. Din nou un cult al personalității, 16 octombrie, aniversarea nașterii regelui Carol al II-lea și 8 noiembrie, aniversarea nașterii viitorului rege Mihai. Da? Sărbătorile bisericești în mare parte coincid. Deci, iată, apropo de cultul personalității, în momentul când Ceaușescu și fosta lui soție sărbătoreau diverse zile din an, mai ales el, 26 ianuarie și alte dăți, iată că avusese în Carol al II-lea un precursor. Prima zi a anului 1939 a fost duminica. Și așa mai departe. O serie întreagă de alte informații care privesc sănătatea, igiena și nu numai, sunt cuprinse în această lucrare. Să spunem că aceste calendare, fiecare membru al Crucii Roșii primeau aceste calendare. S-a practicat și după 1989 o perioadă, nu știu dacă ele mai sunt editate în prezent, dar știu că în anii 90 se foloseau tot ceva de acest gen ca dimensiuni. Din fericire, și cu asta închei cu acest calendar, la filialele Crucii Roșii Române, la poziția 86, avem filiala Târgu Jiu. Probabil că așa a și ajuns acest calendar în județul Gorj și a rămas aici. Da. Să ne bucurăm de el și peste un secol. Da. Mergem mai departe, suntem în anul centenarului, iată o carte dedicată eroilor. Da, dar nu e vorba de eroii noștri, este o carte scrisă de un englez în jurul anului 1840 și tradusă din engleză în română de către filozoful Constantin Antoniade în anul 1925. Este o expunere de... Încerca să arătați coperta către camera. Sigur, este o expunere de date privind concepția lumii engleze la jumătatea secolului al XIX, chiar în prima jumătate a secolului al XIX, și trimiteri către anumite convingeri religioase, inclusiv din zona Norvegiei, dar rămânând pe tărâmul acestor credințe religioase, mi-amintesc de când am citit o idee, și anume că exista o convingere, un concept religios în acea parte a lumii, în urmă cu secole, conform căruia Pământul este o rămășiță a unui uriaș, din sângele acelui uriaș sunt făcute mările, din trupul lui, din carnea lui sunt făcute livezile, pământurile, din oasele lui sunt stâncile, iar din memoria lui au luat naștere norii. Interesantă ideea și oamenii își explicau viața așa cum puteau. Da, chiar interesantă această descriere, să zicem această metaforă. Da, în continuare este o carte apărută în România în anul 1901 la București, București în limbajul vremii, Cunoașterea plantelor cu aplicațiuni la medicina populară. Sunt doi autori, un medic și un farmacist, care au lucrat la această carte și scot în evidență efectele, să le spun tămăduitoare, nu știu dacă este cel mai potrivit termen, ale unor plante. Acum, să fiu sincer, am rămas uimit cât de multe știau despre medicina naturistă în urmă cu 117 ani. Sau cât de mult am pierdut noi contemporanii din ce contactul se știa cu acestea. Da. Iată, busuiocul, foarte mult lăudat, am văzut lipanul, coada șoricelului. Eu crescusem mare și nu știam prea multe despre această plantă, dar stră bunicii deja le cunoșteau și le foloseau drept dovadă că aveau lucrări pe acestea. Loboda. Și așa mai departe. Muștarul de câmp, poate nici nu mai realizăm rapița, cât legătură are cu natura muștarul, boabele de muștar pe asta și așa mai departe. Este interesantă și v-am zis, scoate în evidență o preocupare a înaintașilor despre care n-aș fi crezut sau n-aș fi știut atâtea până mă convinge. Are și un îndemn. Cartea valabil și la începutul secolului al XX-lea și acum în secolul al XXI. Citește și te vei folosi. Da, interesant. Mergem spre o altă carte. Mergem spre o altă lucrare. Nu departe de județul Gorj, da, județul Dolj. Ce se întâmplă aici? Este vorba de o publicație, Aerolitul de la Sopot Dolj. În anul 1927, în satul Sopot, cred că așa se citește, a căzut un meteorit. Ei bine,
Pe lângă panica și senzația pe care a creat-o acesta, la data de 27 aprilie 1927, au urmat cercetările. Pietrele au fost adunate, au fost strânse, au fost trimise la București pentru cercetări, iar cei care au lucrat în zona Muzeului Regional al Olteniei au realizat o lucrare în acest sens, intitulată, așa cum am precizat, Aerolitul de la Sopot-Gorj, Sopot-Dolj, prezentând caracteristicile pietrei căzute din cer. Mai întâi merg cu o descriere clasică și spun cei care au fost audiați cum au recepționat ei explozia căderii meteoritului și apoi caracteristicile acestuia și vreau să ajung aici, pagina 22, analiza mineralogică pentru studiul mineralogic al bolidului, e vorba de bolovan, ne-am adresat domnului profesor dr. I.P. Voitești, cunoscut geolog și profesor la Universitatea din Cluj. Înțelegeți de ce scot în evidență acest lucru? Da. Pentru că au apelat la un gorjean pentru a studia structura minerală a pietrei. Era academician și unul dintre cei mai mari specialiști în domeniu. Da. Așa că s-ar putea astăzi prin zona satului respectiv nici să nu se mai știe prea mult sau mai deloc despre faptul că în aprilie 27 a căzut acolo din cer o piatră care a produs atât spaimă cât și cercetări ulterioare. Da, iată acum un ziar, de fapt e vorba de o publicație care a apărut pe timpul primului, până la intrarea în război, până în 1916, era condusă de Ștefan Bobancu. Da, n-am știut de acest ziar, l-am primit cadou la Petroșani, la serviciu, de la decanul Facultății de Științe, domnul profesor Mircea Baron, îi mulțumesc mult, i-am mulțumit și atunci, mi-a zis că este un ziar al Gorjului și trebuie să stea în Gorj. 1915, da, 3 ianuarie 1915 avem o dată de publicare, printre aspectele, iarul este foarte interesant, are și ceva publicitate, acum nu știu dacă o putem difuza după 100 de ani, nu lipsește în schimb atelierul lui Nicu de Miloșescu, cel care a tipărit ziarul, dar vreau să scot în evidență. Tipografia Miloșescu era celebră la acel moment în România. Da, pentru că fiind vreme de război, chiar dacă România încă nu intrase, avem aici un articol, se numește Suflet francez, în care o franțuzoaică, asistentă medicală, după ce îngrijește în spital un soldat neamț de rănit pe câmpul de luptă, îl întreabă care e adresa acestuia și îi scrie mamei sale și îi spune că în timp ce eu ți-am salvat ție băiatul, al meu voi l-ați omorât, ceva de genul acesta, și scoate în evidență o dramă a primului război mondial, din ororile războiului. Da, apropo de publicațiile, de publicația Unirea Neamului, revista respectivă a apărut chiar până în momentul debutului războiului, intrării României în război. După aceea au fost alte publicații care au preluat această tradiție, mai ales că Gorjul se afla sub ocupație în perioada, deci noiembrie 1916, noiembrie 1918. Da, vreau, dacă tot ați extins, vreau să spun că nemții și austriecii, cu ghilimele, sunt lăudați de nu se poate la nivelul anului 1915. Era și normal, mai ales că era un ardelean cel care știa. Și urma să intrăm în război împotriva lor. Și avea destul de multe argumente în această direcție. Da. Mergem mai departe, încă o publicație, încă o revistă. 18 aprilie 1904, este vorba de revista Albina. A apărut mai multe zeci de ani, nu asta vreau să văd în evidență. În acest număr avem în vedere o sesiune de comunicări științifice la nivelul Academiei și printre cei care au prezentat comunicări a fost regele Carol I. Iar articolul este foarte interesant. Se numește Nicopole și scoate în evidență faptul că alături de Mircea cel Bătrân a fost implicat în operațiunile militare un înaintaș al său, un anume Frederic al VI-lea Zollern, care este ascendent al familiei Hohenzollern, din care provenea și Carol I. Foarte interesant și bănuim că nu era totuși plagiat, cum se practică pe la politicieni actuali. Nici vorbă, dar vă dați seama, Carol, venind rege în România și după zeci de ani, tot avea preocupări să identifice aspecte comune între familia sa și marile personalități ale acestui popor. Și faptul că un înaintaș al lui Carol a luptat la Nicopole, unde a fost și Mircea prezent cu armata lui,
peste timp arată o punte între cele două, între cele două popoare, între cele două armate. Dar de mirare sau de remarcat acest fapt că regele Carol I dorea cumva să găsească acest, își dorea acest lucru și se identifica cu poporul pe da. Care îl primisere în 1866. Da, 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 drept dovadă. Da. Aici este o lucrare publicată de Ministerul Finanțelor în anul 1894 și prezintă situația bugetului țării la nivelul anului 1893. Este o lucrare mai mult contabilicească, sunt foarte multe cifre și date cu bugetele pe fiecare minister în parte până la execuția lor finală. Nu o să intru foarte mult în detaliu, v-am zis, sunt foarte multe cifre, ele pot fi consultate și găsite anumite chestiuni care arată preocupările guvernanților din vremea aceea. Oricum, m-am uitat aici și printre alocările foarte mari bugetare la nivelul anului respectiv le avea Ministerul de Război, Ministerul de Rezbel. Era și normal pe undeva. Da. În anul apărut se 1894, aferent anului 1893, aceasta este. Da, dacă luăm drept rezultat cât de pregătit a fost România și la războaiele balcanice și la primul război mondial, mă refer ca și dotări și ăsta, s-ar putea ca banii respectivi să fi fost cheltuiți tot ca acum, mai mult degeaba sau în orice caz să fi fost sifonați în stilul tradițional românesc, dar atenție, cu ajutor de peste graniță. Asta este. În continuare este o monografie a comunei mele natale, Comuna Novaci, scrisă de către învățătorul de la acea vreme din localitate, nu era născut la Novaci, dar era din partea Craznei de azi, zona de apus a localității, Constantin Lianu. Este cea mai veche monografie a localității, a fost scrisă cu peste 80 de ani în urmă și cuprinde viața satelor care formau comuna la vremea aceea. Erau trei sate, Novaci Român, Novaci Străini și Hirișești, și totodată face o incursiune în istoria recentă și mai veche a localității. Iată, indică faptul că una dintre biserici fusese reconstruită în anul 1847. N-am găsit niciunde o altă confirmare, așa încât datele folosite sunt extraordinare. Situații statistice: animalele, evident, cele declarate, portul, principalele clădiri ale localității, situațiile stării civile. Uitați, dacă e să luăm la întâmplare, în anul 1933 în Novaci au fost 76 de nașteri, 25 de căsătorii, 52 de morți și 2 divorțuri. Da, deci era totuși spor natural. Deci... Da, și oamenii nu se grăbeau să divorțeze. Da. Amânau pentru mai târziu. După cum v-am zis, toate celelalte aspecte care privesc viața administrativă și socială au fost surprinse și pe măsura trecerii timpului ele sunt tot mai interesante. Da, având în vedere că vorbim cu un specialist pe istoria Novaciului, unde ați publicat mai multe cărți, aceste informații sunt și mai importante și din această perspectivă. Da, mulțumesc pentru apreciere, dar sunt importante și interesante pentru toată lumea, nu doar pentru cei din partea locului, fiindcă se identifică cu istoria noastră, cu trecutul nostru al tuturor. Și e vorba de o localitate importantă a Gorjului. Mergem mai departe. Mergem mai departe, mai avem câteva minute, cred. E vorba de o carte bisericească, soția este cea care a păstrat-o, este dinainte de cel de-al doilea război mondial, destul de folosită, nu o să intru prea multe detalii, dar ce cuprinde, ce are? Din câte am înțeles de la persoane care cunosc mai bine acest domeniu, rânduielile s-au păstrat în mare parte, iată rânduiala Sfintei Liturghii, slujba de vecernie, duminică dimineața și așa mai departe, utrenie, slujba evident de dimineață. Fiind folosite și astăzi texte în bisericile românești, ceea ce e foarte bine și e foarte bine felul în care a fost păstrată, pentru că se vede după plasticitatea paginilor că a fost utilizată mult timp. A fost folosită mult, da. Da. Aici este o carte publicată în anul 1901, am primit-o cadou de curând de la
o persoană pe care o apreciez foarte mult, îi mulțumesc și pe această cale, domnului Ion Florescu, și anume este vorba de o revistă a farmaciei românești, nu știam că există, în anul 1901, în care am rămas de-a dreptul surprins cu câte tehnici medicale se puteau trata oamenii la vremea aceea. E scris în limba română, nu este apărut în străinătate, ceea ce înseamnă că aveam un sistem de medicină încă de pe atunci foarte bine pus la punct. Are aproape 500 de pagini de explicații farmaceutice, de recomandări, de leacuri și așa mai departe. Iată, mai și critică, avem undeva șarlatanii și medicina, unde le explică oamenilor de astăzi, da? să nu ia în calcul pe oricine și să se adreseze medicului și așa mai departe. Este o lucrare foarte frumoasă și m-am bucurat că am avut parte să o pot primi și să o pot citi. Da, trecem la partea a doua, să zicem, stiva a doua de cărți. Da, aici avem o geografie a lumii, geografia celor 5 continente, scrisă în anul 1902 de către Simeon Mehedinț. Este un pic deteriorată, dar este foarte interesantă. Debutează cu o introducere în privința astronomiei și anume cu tot ceea ce înseamnă stele, planete și așa mai departe, și continuă cu descrierile lumii cunoscute la vremea aceea, mai puțin partea din emisfera sudică a Pământului, unde informațiile erau continentele cele mai cunoscute. Gheorghe Antonescu, profesor de studii umaniste, este cel care a publicat această carte în anul 1937, anume Educația morală și religioasă. Este practic o combinare între normele morale și cele religioase care sunt parcurse în școală sau care ar trebui să fie parcurse într-o anumită măsură. Este o lucrare care astăzi se apropie oarecum de educația civică din școală, dar și de disciplinele juridico-administrative din studiile superioare. Rămânem tot pe domeniul pe care l-am deschis mai devreme, și anume pe geografie, o lucrare a profesorului din Iași, profesorul Tufescu, publicată în anul 1902, și anume Curs de geografie pentru clasa a patra secundară, deci undeva la nivel de liceu, de gimnaziu. Uitați, s-a deschis cartea. Pe vremea aceea secundarul era liceu. Da, s-a deschis cartea chiar la Carpații Olteniei și avem aici munții Mehedinți, munții Vâlcani, munții Parângu, acoperă cu ramificare lor întreaga regiune între Jiu și Olt. Ei se mai numesc și munții Lotului, fiindcă împresoară cu ramurile lor frumoasă și bogată valea acestui râu. Mai la este este pasul Lainici. Așa, chiar pe frontieră se înalță masivul Parângului, colosal impunător, care are 2520 de metri. Noi știm astăzi că Parângul are 2519 metri. S-a mai redus. Vorbim de anul 1902 și este extraordinar de bine structurată. Pune foarte mult aspect și pe apărare. Am văzut atunci când descrie garda pe care o oferă munții Carpați. Vorbim de 1902, România era fără Transilvania și scoate în evidență populația din zona Dobrogei, în care românii nu erau așa cum sunt astăzi în număr atât de mare. Cât mai avem? Deci doar două minute, vă că uitați din ce în, mai... În două minute încheiem. Da. Este o carte apărută tot la început secolului trecut, 1901. Cartea Țăranului Român se numește. Are în vedere o serie întreagă de aspecte privind igiena, viața și tratamentul pe care trebuie să-l facă țăranul român, românul obișnuit, inclusiv indicații privind construcțiile sau creșterea animalelor sunt cuprinse aici și, vă repet, o carte voluminoasă scrisă la anul 1900. Da? La fel, rămânem în domeniul acesta al civicului și al dreptului. Sunt două cărți cu același autor, Alexandru Ciuglea,
Una dintre ele privește instrucția civică, am spus mai devreme ceea ce înseamnă asta, era vorba de o disciplină care se preda la nivel de licee și școli normale și un manual pentru liceu de drept constituțional și administrativ. Nu știu că această disciplină să mai fie astăzi în liceele din România, de fapt cred că nu mai este, foarte bine documentată pe aspecte generale privind constituționalismul și funcționarea instituțiilor administrative de la guvern până la administrația locală. Oricum era mai clară decât în ziua de astăzi în dreptul românesc, dar în fine. Da. Iar aici o lucrare tradusă în limba română, drepturile omului, cele adevărate și cele false, este vorba de o transpunere și o interpretare a conținutului prevederilor Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului de la 1789 din Franța. Și cred că da, ne încadrăm în, da, v-am, destul în emisiune. De repede la ultimile cărți. Concluzia ar fi că, iată, sunt foarte multe informații se ascund în aceste cărți, nu le găsim pe internet decât poate să le cumpărăm pe unele din ele, că așa ați făcut rost de ele din ce am înțeles. Da. Dar informațiile acelea de multe ori zac acolo între coperțile unei cărți și nu le vom descoperi niciodată pe internet. Pentru că n-a avut cine să le pună pe internet, să spunem așa. Sau n-am mai avut de unde să le procure. Da. Și, sau alții care apar astăzi ca mari autori, se inspiră foarte mult din acele cărți. Mi-aduc aminte cu ani în urmă o amintire proprie. Citeam un articol în Gorjanu de prin 1933 despre un anumit învățător la vremea aceea și mi se părea textul cunoscut. El a apărut și după 1989 în aceeași publicație sub o altă semnătură al unui cunoscut om de cultură Gorjan, pe care mă feresc să-i dau numele acum, dar ca să vedeți că nu sare aștia departe de trunchi și în această situație. Mulțumim, domnule Adelin Ungureanu, pentru prezența la emisiune, pentru aceste cărți pe care ni le-ați prezentat. Ați arătat, de fapt, că pasiunea pentru cărți există și deci nu moare niciodată. Și eu vă mulțumesc și cu drag revin ori de câte ori este cazul în studioul dumneavoastră. Mulțumim, dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Cornel Șomâncu vă mulțumește pentru atenție. La revedere!